Astăzi m-am gândit să medităm asupra unui singur verset din Scriptură. Fratele Daniel mi-a citit din Romani capitolul 6, eu o să mă refer la capitolul 5, dar un singur verset, versetul 9, și să încercăm să discutăm un subiect mai puțin abordat de lampoane, pentru că este nu tocmai confortabil și este adevărat că timpul scurt nici nu ne va permite astăzi să detaliem, dar în măsura în care putem, vom încerca să medităm asupra subiectului pe care versetul acesta ne-l pune înainte. E vorba despre mânia lui Dumnezeu revărsată pe cruce asupra Domnului Iisus Hristos, revărsată asupra Fiului, care muria pentru că a luat asupra lui păcatele noastre, mânia lui Dumnezeu a căzut peste el. În versetul 9 din Romani, capitolul 5, citim: deci, cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Haideți să vorbim despre mânia lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu este sursa, cât și realitatea finală în acest univers. Ca urmare, nu doar că a îngăduit să fim și ne-a creat, dar va veni momentul când toți vom sta înaintea Lui. Fie ca să ne bucurăm de mila Lui, de îndurarea Lui, de dragostea Lui și să fim apoi cu El o veșnicie, fie ca să cunoaștem revărsarea mâniei sale pentru o veșnicie. De ce să-i cunoaștem mânia? De ce oamenii vor fi împărțiți în două categorii, una dintre aceste categorii cunoscându-i mânia? Pentru că noi toți oamenii suntem păcătoși, iar mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului este mare. Mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului este enormă și nu ar trebui subestimată de nici un om care trăiește pe pământ. Este doar o spusă creștină. Este doar un folclor drăguț creștin care afirmă că Dumnezeu urăște păcatul, dar iubește pe păcătoși. Realitatea este că Dumnezeu este dragoste, iubește oamenii. Ziua de astăzi ne arată cât de mult Dumnezeu iubește oamenii, dar în același timp, în inima plină de iubire a lui Dumnezeu, împotriva celor care săvârșesc nelegiuire, Scriptura ne spune că Dumnezeu are mânie. Și vreau să vă pun înainte doar câteva versete și, bineînțeles, este mult mai amplu învățătura aceasta în Scriptură. În Psalmul 5, versetul 5, David dezvăluia despre Dumnezeu: nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea. Când dădea porunci poporului său, evreilor, Dumnezeu le spune la un moment dat în felul acesta: să nu trăiți după obiceiurile neamurilor pe care le voi izgoni dinaintea voastră, căci ele au făcut toate aceste lucruri și mi-este scârbă de ele. Probabil că ați sesizat deja cuvintele mai devreme, mi se spunea: Dumnezeu urăște pe cei ce fac fără de legea. Acum Dumnezeu spune: mi-e scârbă de oamenii aceștia. Profetul Osea descoperă cuvântul lui Dumnezeu foarte dur: toată răutatea lor, zice Dumnezeu despre poporul său, toată răutatea lor este la Gilgal. Acolo m-am scârbit de ei. Din pricina răutății faptelor lor, îi voi izgoni din casa mea. Nu-i mai pot iubi. Toate căpetenile lor sunt niște îndărătnici. Și dacă o să continuați în profet și în alte părți din Scriptură, același mesaj răsună. Da, Dumnezeu iubește oamenii, dar în inima lui Dumnezeu, păcatul oamenilor stârnește mânie ca urmare această atitudine din partea lui Dumnezeu. Jonathan Edwards predica la un moment dat și zicea: Dumnezeu care te ține deasupra prăpastiei iadului, după cum cineva ține un păianjen sau un fel de insectă dezgustătoare deasupra focului, e scârbit de tine și e îngrozitor de provocat. Mânia lui îndreptată asupra ta arde ca un foc.
În ochii lui tu ești vrednic numai și numai ca să fii aruncat în foc. El are ochii prea curați ca să poată privi spre tine. Tu ești de 10.000 de ori mai monstruos în ochii lui Dumnezeu decât cel mai veninos șarpe. Tu l-ai ofensat pe Dumnezeu mai mult decât a putut orice rebel, oricât de încăpățânat ar fi el să-și ofenseze regele, și totuși mâna lui te face să lucrezi chiar în clipa aceasta în foc. Deci la finalul vremurilor, unii oameni vor sta înaintea lui Dumnezeu și vor cunoaște mânia lui Dumnezeu. Și când vor apărea cu păcatele lor, cu bagajul unei vieți de fără de legi, ceea ce urmează este pedeapsa veșnică. Însă unii se vor bucura de mila lui Dumnezeu, se vor bucura de îndurarea lui Dumnezeu. Cum de se bucură de milă? Cum o să poată să fie cu Dumnezeu veșnicia, în loc să meargă în iazul de foc? Răspunsul Scripturii este că a fost o zi în istorie în care Dumnezeu, întrupându-se, a luat pe cruce Domnul Iisus Hristos, El Dumnezeu pe deplin, om pe deplin, păcatele, fără de legile, în așa fel încât mânia lui Dumnezeu, dreaptă împotriva păcatului și a păcătosului, să gadă peste El. Și oamenii se vor bucura de mila veșnică a lui Dumnezeu, pentru că ceea ce trebuia pe drept să vină peste ei a căzut asupra lui Hristos. Și astăzi, când ne amintim de moartea Domnului Iisus, ne amintim de ziua în care mânia lui Dumnezeu cădea peste Iisus Hristos, pentru că păcatul meu, păcatul tău, a celor care credem în El, erau acolo, pe Fiul lui Dumnezeu. Frați și surori, suntem bolnavi de postmodernism și de ideile din lumea aceasta. Suficient că atunci când vorbim despre doctrine, precum mânia lui Dumnezeu, să nu ne fie prea confortabil și prea plăcut. M-am gândit că subiectul acesta, pe de o parte, ne va face pe unii să apărăm imaginea lui Dumnezeu pe care noi avem despre El și în felul acesta să respingem învățătura. Iar pe de altă parte, unii o să încerce să-L justifice pe Dumnezeu. Însă nu vreau nici să-L apăr, nici să-L justific, nici să creez o impresie falsă. Vreau să vă spun doar adevărul Scripturii, că în ziua aceasta, Domnul Iisus Hristos, murind pentru noi, lua asupra Lui mânia lui Dumnezeu pe drept împotriva păcatelor noastre. Gândul pe care vreau să vi-l pun înainte acum are de face cu ceea ce noi întâlnim în Scriptură a fi paharul Domnului Iisus Hristos. Una dintre întâmplările interesante din viața lui a fost atunci când doi dintre ucenici, Ioan și Iacov, probabil în colaborare cu mama lor, au pus la cale câteva lucruri, detalii nu știm, dar la un moment dat, mama celor doi ucenici merge la Domnul Iisus Hristos și îi face o rugăminte ca, dacă se poate în împărăția lui, cei doi fii, Ioan și Iacov, unul să fie într-o parte și unul în cealaltă a Domnului Iisus Hristos. Era o formă voalată de a transmite, Doamne, eu vreau ca copiii mei să fie cineva în împărăția ta, să aibă o poziție de cinste. Și Domnul Iisus Hristos este foarte franc, este foarte direct, pentru că răspunde, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Iar ucenicii au răspuns, putem! Gata, noi putem să facem asta. Însă Domnul Iisus Hristos își dă seama că nici ucenicii aceștia, nici mama lor, nici ceilalți ucenici n-ar pricepe așa ceva, așa că îi cheamă pe toți, mai ales că ceilalți erau de acum furioși că au fost lăsați pe plan secund, adică dacă cei doi apostoli o să fie unul la dreapta și unul la stânga Domnului Iisus, locul celorlalți 10 va fi mai jos și erau necăjiți de acum. Și Domnul Iisus îi adună în jurul lui și le dă o lecție, îi învață că împărăția lui Dumnezeu nu este mărirea aceasta omenească după care oamenii aliargă, ci înseamnă să pășești pe calea dragostei, o dragoste care se sacrifică, o dragoste care slujește, o dragoste care suferă. Și apoi
le dă exemplul lui și le spune: în împărăția mea valorile sunt altele. Și el spune: pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și cu aceasta, Iacov, Ioan și ceilalți ucenici realizează, nu e o chestie de mărire și apreciere, împărăția lui Dumnezeu pornește de la dragoste, dedicare și jertfă pentru ceilalți. Însă, punctul asupra căruia vreau să vă îndrept privirea este, Domnul Iisus pune întrebarea: puteți voi să beți paharul pe care eu urmează să-l beau? Sunteți gata să faceți asta? Și au spus: putem, putem. Domnul Iisus este Logosul, este Cuvântul. Și El știe bine de tot Cuvântul. În Scripturi, paharul este adesea asociat cu mânia lui Dumnezeu. Vedul Ieremia afirma că așa mi-a vorbit Domnul Dumnezeul Israel: ia din mâna mea acest potir sau acest pahar plin cu vinul mâniei mele și dă-l să-l bea toate neamurile la care te voi trimite. Și potirul, paharul, este mânia lui Dumnezeu. Profetul Isaia spunea: trezește-te, trezește-te, scoală-te, Ierusalime, care ai băut din mâna Domnului potirul, paharul mâniei lui, care ai băut, ai sorbit până în fund paharul amețelii. În Apocalipsa 14 citim în felul acesta: apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. În grădina Ghețimane, așadar, Domnul Iisus Hristos se roagă înaintea lui Dumnezeu și, așa cum ascultam aseară, transpirația i s-a făcut ca și picăturile de sânge când mijlocea înaintea lui Dumnezeu, spunând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Paharul care stătea înaintea Domnului Iisus Hristos este paharul mâniei lui Dumnezeu, care ni se cuvenea nouă, cei păcătoși, dar a fost turnat asupra Domnului Iisus pe cruce. Cum ne prezintă Scriptura a fi mânia aceasta lui Dumnezeu? Pentru că e evident, când noi vorbim de mânie, sunt aspecte care nu se suprapun cu ceea ce Scriptura ne arată a fi mânia lui Dumnezeu. Haideți să vedem un pic mai în profunzime. Dacă Domnul Iisus a băut paharul mâniei lui Dumnezeu, cum ne arată Scriptura a fi mânia lui Dumnezeu? Pornind de la axioma care este important de reținut încă de la început, că între cele două calități, atribute ale naturii divine, dragostea lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu, nu este incompatibilitate. Deci când citim în Scriptură că Dumnezeu iubește și vedem pe de altă parte că Dumnezeu este mânios, trebuie să înțelegem că nu sunt două lucruri care se exclud, ci sunt două lucruri pe care noi trebuie să le înțelegem în felul în care se armonizează. În istoria Bisericii, cea mai mare parte a ei, până spre vremurile moderne, predicatorii au fost conștienți de aspectul acesta, dragostea lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu, și-au pus amândouă aspectele în predicarea lor. Calvin spunea că predicarea este expunerea publică a Scripturii făcută de un om trimis de Dumnezeu, în care El, Dumnezeu, se prezintă pe sine atât în judecată cât și în har. Deci predicarea trebuie să fie, pe de o parte, într-o mână ținută mânia, judecata lui Dumnezeu peste ceea ce este păcat, și în partea cealaltă e vorba de har, de milă și de îndurare. Și adevărul este că doar atunci când mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului și a păcătosului este văzută, atunci când pricepem ce înseamnă mânia lui Dumnezeu, abia atunci harul lui Dumnezeu,
Mi se pare că este ca o lumină orbitoare care vine peste viața noastră. Pentru că tendința noastră este să spunem, suntem greșiți, cine nu greșește? Și ca urmare, minimalizăm păcatele noastre, nu realizăm ce înseamnă ele față de Dumnezeu. Dar când descoperim că mânia lui Dumnezeu vine peste păcat, vine peste păcătos și că de fapt har înseamnă că Dumnezeu ne scoate de sub revărsarea mâniei și ne dă milă și ne dă viață veșnică și ne dă iertare, dintr-o dată harul orbește privirea noastră. Abia atunci vedem harul așa cum este el. Și doar atunci când înțelegem mânia lui Dumnezeu, în contrast, înțelegem ce înseamnă mila lui, răbdarea lui. Adică, mă gândește-te, ai greșit ieri și astăzi ești în viață. Adică, Domnul, deși este mânios împotriva păcatului tău, e răbdător și azi te mai poți pocăi. Mai poți veni înaintea lui și spui, iartă-mă. În baza ce a făcut Domnul Iisus Hristos, iartă-mă și te iartă pentru că e răbdător. Doar atunci când realizezi mânia lui Dumnezeu, vezi cât de mare e răbdarea lui și cât de mare este mila lui față de noi. Din nefericire, în vremurile moderne predicăm foarte mult despre dragostea lui Dumnezeu. Pentru că nu este neapărat corect politic să spunem oamenilor că mânia lui Dumnezeu vine peste viața lor, că sunt păcătoși. Și ca urmare, ceea ce vedem este o lipsă totală de echilibru în adunări și în credințele pe care le avem ca și oameni. Pentru că nu mai vedem și partea aceasta a mâniei lui Dumnezeu, nu mai este teamă de Dumnezeu. Nu mai este teamă de Dumnezeu. Nu vorbim în societate unde, păi și amar că nu mai este nici credința în Dumnezeu, dar nu mai este teamă de Dumnezeu nici în adunare. Nu mai ne tratăm corect păcatul. Este ceva, păcatul peste care trecem cu ușurință, pentru că nu e echilibru în viețile noastre. Și nu este o percepție corectă din punct de vedere biblic a caracterului lui Dumnezeu și asupra ce înseamnă mânia lui împotriva păcatului. Frații și surori, Biblia este o descoperire, este o revelație care îl prezintă pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ni s-ar fi prezentat în termenii Lui, n-ar fi priceput nimic. Dacă Dumnezeu ni s-ar fi descoperit în termenii Lui, l-ar fi înțeles Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Dumnezeu, ca urmare, apeliază la Scriptură, la Cuvânt și ne pune înainte cuvinte omenești care ne prezintă adesea o realitate spirituală. Și atunci când citim în Cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu, despre mânia lui Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu folosește cuvinte omenești care reflectă din ceea ce este El, deși cuvintele acestea trebuie bine înțelese în contextul și potrivit scopului pe care Dumnezeu l-a avut când i-a lăsat acolo. Vă spuneam mai devreme că Dumnezeu are echilibrul caracterului între dragoste și mânie, deci nu sunt incompatibile, ele se armonizează. Acum, când Dumnezeu vorbește dragoste, descoperim în Scriptură că ea, dragostea lui Dumnezeu este mult mai profundă, este, hai să o numim, dacă aș putea folosi astfel de comparație, mai minunată decât orice dragoste omeniască. În același timp, când vorbim de mânia lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că nu este mânia pe care noi o știm între noi sau când răbufnește în viața noastră, este ceva mai profund, ceva cu conotații mai speciale. Vedeți, când Dumnezeu iubește, în dragostea lui Dumnezeu nu este acea lipsă de statornicie care este în dragostea umană, nu e vorba de neînfrânare cum este în dragostea noastră, nu este vorba de niciun fel de slăbiciune și ca urmare, când vorbim despre mânia lui Dumnezeu, aceleași lucruri se aplică. Deci, când vorbim despre mânia lui Dumnezeu, nimic nu e vorba acolo de nestatornicie, de neînfrânare sau de o slăbiciune. Dumnezeu, ca și când ar cădea pradă imperfecțiunii mâniei, cum cădem noi și mânia noastră este păcătoasă, lui Dumnezeu niciodată
nu este o mânie păcătoasă. Dragostea lui Dumnezeu este legată inseparabil de sfințenia Lui, de neprihănirea Lui, de dreptatea Lui și ca urmare El trebuie să manifeste mânie atunci când se confruntă cu păcatul, atunci când se confruntă cu răul. Mânia lui Dumnezeu nu este incontrolabilă. Vedeți, noi când ne mâniem în locana și o dăm de pământ, prindem ușa și o dăm de top, de zboară afară și tocul și ușa, mânia noastră nu este ceva pe care noi putem să controlăm, însă mânia lui Dumnezeu întotdeauna este controlabilă. Mânia lui Dumnezeu nu este o amărăciune a răzbunării. De cele mai multe ori mânia noastră aceasta este. Când ne-am mâniat, vrem să reacționăm și vrem să-i dăm cumva în cap celui care ne-a făcut rău. Dar mânia lui Dumnezeu niciodată nu vine din amărăciunea răzbunării. Dumnezeu nu procedează în felul acesta. Mânia noastră este o pierdere de temperament. Ne pierdem firea, spunem noi, însă mânia lui Dumnezeu nu este o pierdere de temperament. Dimpotrivă, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu este încet la mânie. Întotdeauna mânia lui este un răspuns la păcat. Pentru că El este un Dumnezeu neprihănit, El nu poate lăsa păcatul nebăgat în seamă. El nu poate să rămână impasibil, neutru la orice necinstire a lui Dumnezeu. Ca urmare, în sfințenia Lui, Dumnezeu este despărțit de păcat și se opune cu desăvârșire păcatului și celui care îl făptuiește. În dreptatea Lui trebuie să pedepsească păcatul, pentru că este o violare, este o răzvrătire împotriva curăției, neprihănirii, sfințeniei sale ca Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu, deci, este o parte esențială a caracterului Său, dar nu este păcătoasă. Nu este că Dumnezeu își pierde firea. Dimpotrivă, spunea un om al lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu este sfințenia lui Dumnezeu ce se învolburează împotriva păcatului. Dumnezeu reacționează pentru că este sfânt, drept și neprihănit. Cuvântul este foarte direct. Dumnezeu este un foc mistuitor. Un Dumnezeu, spune Psalmul 7, care se mânie în orice vreme împotriva păcatului și a nelegiuirii. Dumnezeu urăște răutatea și este mânios împotriva tot ceea ce contravine caracterului Său perfect. Dacă ne uităm la Domnul Iisus Hristos și la felul în care a relaționat la oamenii de pe pământ, în felul în care le-a propovăduit cuvântul din partea Domnului, uitați-vă că Domnul Iisus a vorbit foarte mult, condamnând păcatul. De fapt, dacă stai și privești din perspectiva aceasta, descoperi că Domnul Iisus Hristos a vorbit mai mult despre aspectele care strânesc mânia lui Dumnezeu decât să vorbească despre dragostea lui Dumnezeu. Este evident că Domnul Iisus a vorbit mai mult despre iad decât a vorbit despre rai. Și Domnul Iisus Hristos este acela care vorbește despre focul Ghienei, despre pierzarea, acel loc în care e plânsul și scrâșnirea dinților. Și dacă stăm și ne întrebăm, dar de ce parcă vine peste noi povara aceasta? Răspunsul este dat în Romani, la capitolul 1, unde se spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Și, frații și surori, noi știm că forma finală a revărsării mâniei lui Dumnezeu peste păcat și peste cei păcătoși este atunci când Dumnezeu va împărți veșnicia clar în două, de o parte a iazul de foc și de cealaltă parte a cerul. În Apocalipsa, la capitolul 20, versetul 15, mi se spune, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Acum, toate lucrurile pe care vi le-am spus trebuie să ajungă la fel de punct central. Adică scopul nu este să plecăm acasă având înaintea noastră doar imaginea unui Dumnezeu care este mânios împotriva păcatului și a păcătosului care se vârșește nelegiuire. Pentru că astăzi, punctul central, știți care este? Faptul că există scăpare de sub mânia
bine îndreptățită a lui Dumnezeu. Versetul pe care l-am citit, Roman 5:9, ne vorbește și trebuie să luăm întregul capitol, întreaga carte Romani, ne vorbește despre calea scăpării de sub revărsarea mâniei lui Dumnezeu, iar scăparea aceasta este simplă. Numai Dumnezeu ne putea scăpa de sub mânia sa. Pentru că noi suntem păcătoși, noi nu putem să facem nimic. Noi eram morți, spune Scriptura, în greșelile, în păcatele noastre, în nelegiurile noastre. Noi nu puteam să facem nimic, să ieșim din starea peste care urma să se reverse mânia lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu face această ușă deschisă, această cale de scăpare și o pune înaintea noastră. Și calea aceasta este în Iisus Hristos, om Dumnezeu. Dumnezeu care moare pentru om. Și Scriptura ne spune în 2 Corinteni 5:19, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Frați și surori, calea scăpării este Iisus Hristos și crucea Lui. Mânia lui Dumnezeu a căzut peste El. Și toți aceia care vin la El cu credință, cu pocăință, primesc iertare, primesc transformarea de care spuneam mai devreme, și în loc să continue mânia lui Dumnezeu venind peste ei, oamenii aceștia se bucură știind că de acum privesc la Dumnezeu, numesc Tatăl care îi iubește, îi poartă în brațele Lui, i-au ieșit de sub mânia lui Dumnezeu, peste ei se revarsă dragostea lui Dumnezeu. Și în crucea Domnului Iisus Hristos, în trecutul nostru, oamenii aceștia sunt scoși de sub mânia lui Dumnezeu. În prezentul acesta pe care îl trăim. Pentru că prin sângele Domnului Iisus Hristos suntem socotiți, neprihăniți. Dumnezeu se uită la noi și spune, sunteți ca Fiul meu. O, noi ne știm slăbiciunile și Dumnezeu le vede, dar El privește la noi prin sângele crucii. Astăzi mânia lui Dumnezeu nu vine peste noi. Nu coboară peste copiii Lui, pentru că ne socotește neprihăniți. Iar în viitor, atunci când oamenii vor sta înaintea lui Dumnezeu și când Dumnezeu îi va împărți, noi nu vom avea parte de mânia lui Dumnezeu. Înțelegeți harul, înțelegeți îndurarea lui Dumnezeu. Frați și surori, dacă nu ar fi fost mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului, nu ar fi fost nevoie de cruce. Dacă nu ar fi fost mânia lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor, nu ar fi fost nevoie de mântuirea păcătoșilor. Abia atunci când recunoaștem realitatea mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului și a celor care făptuiesc păcat, abia atunci vedem vestea bună, Evanghelia, așa cum este ea. Dumnezeu îmbină dragostea și mânia Lui. Mânia este împotriva păcatului, dar dragostea spune că Iisus Hristos, Dumnezeu și om, a luat asupra Lui tot. Păcatul, mânia lui Dumnezeu, ca să poată să dea viață veșnică. Și acum, vestea bună zice, de ce nu vrei să vii și tu sub această cupolă pe care o formează crucea Domnului Iisus Hristos și să fii acolo protejat, acolo să fii iertat, acolo să fii sub îndurarea și sub harul lui Dumnezeu. Aș vrea să închei spunându-vă ceva pe care probabil că ați văzut în filme, pentru că vine de la un predicator care obișnuia să predice, era perioada în care aici, în Nord America, erau indieni, erau ceea ce noi vedeam în filmele acestea western. El spunea într-una dintre predicile lui că au văzut călătorind, ducând Evanghelia și la triburile de indieni, a văzut că atunci când prăria ia foc, indienii, ca să nu moară, au o modalitate la rândul lor de a scăpa, dar tot prin foc. El spunea că atunci când prăria pornește să ardă, pentru că poate a fost un trăsnet sau ceva și începe să se extindă focul și nu mai poate fi oprit, indienii ies afară și încep să aprindă prăria din jurul taberei lor. Și apoi, din jurul taberei lor, focul merge spre focul care vine din exterior și focul din afară îl va întâlni pe cel aprins de indieni, dar nu va mai avea iarbă, nu va mai avea tufișuri ca să ardă, așa că tabăra va scăpa. În această dimineață, tot ce v-am zis, regăsiți în imaginea aceasta. Mânia lui Dumnezeu este îndreptățită împotriva păcatului,
Dar există un loc în care mânia lui Dumnezeu a curs, a fost anulată, în ceea ce s-a anulat, e vorba de cruce, și toți care mergem la cruce avem viață și avem viață veșnică. Așa că astăzi, mesajul zilei nu este doar amintirea morții Domnului Iisus, dar este și amintirea că există o veste bună. O veste bună care are de face cu mine, are de face cu tine. În loc să ne continuăm viața sub mânia lui Dumnezeu, putem să o continuăm, știind că dragostea lui se revarsă în valul peste noi, pentru că prin sângele crucii Domnului Iisus, tot ceea ce era mânie, tot ceea ce era pedeapsă, nu mai coboară peste noi. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea și mai mult, să ne dea bucuria de a le trăi tuturor care să ne mergi și toți să ne bucurăm de faptul că suntem copiii lui Dumnezeu. Amin? Amin. Amin.